Am fost inconștient de valoarea pe care am avut-o ca fotbalist. Nu conștientizați în momentul ăla? Nu. Eram de fiecare dată nemulțumit de prestațiile mele și de fiecare dată când intram pe teren vreau să joc la superlativ. Poate că n-am dat tot din mine, pentru că nici n-am avut posibilitate să pot să mă exprim mult mai mult. Dacă în caz ne dădeau voie să mergem în sănătate, probabil că puteam să joc la orice echipă din Europa. Știu că la un moment dat Barcelona a întrebat de dumneavoastră, s-a interesat. A fost o ofertă când, după meciurile cu Barcelona, când am jucat cu echipa națională, la ei au venit și mi-au spus să rămân în Spania, că o să joc la Barcelona și mi-a fost frică. V-a fost frică de sistem? De sistem, da. Și am zis, domne, nu știu, am plecat, am zis, domne, nu. Și a rămas masiorul nostru atunci. În Spania și a stat vreo 10 ani pe la Barcelona, în sfârșit a ajuns prin America, Mișul chema. Deci, pe urmă, am mai avut oferte prin Franța, pe timpul unei tinel. Da. Au vrut să merg la ei, dar nu ne-au dat voie. Dacă îmi dădea voie, precis, că așa prin ce am jucat eu, dădeam mult mai mult pentru fotbal. Pentru că la noi, la Steaua, jucai bine, jucai prost, tot banii aia îți dădeau. Da. Luai campionatul, te duceai la mare și în două săptămâni terminai banii. Înțelegeți? Ați jucat mai mult pe aplauzele suporterilor. Nu numai. Am avut satisfacții, de ce să spun, și condiții pe timpul lui Ceaușescu. Am avut satisfacții și de a trăi normal. Cât se putea pe atunci. Dar, da, ce se putea. Să ai mașina respectivă care avea toată lumea și o casă care, da, în sfârșit, ți-o doreai. Bine, dar s-a putea să obții și ca un simplu angajat la un moment dat. Nu știu dacă... Adică nu era un mare lux, atât de mare lux. Eu m-am bucurat de partea domnului ministru Coman, da, de mare atenție și mi-au dat case frumoase la momentul respectiv. Le renovam, nu erau ale mele, că n-aveau să rămână pentru că n-aveau cum. Le renovam, le făceam pormă, iar le mai schimbam, dar... Era stânăr și noi. Da, mi-au plăcut casele, m-am născut la țară, țara fiind București, nu? Dar era mai așa, căzut de pe hartă, când ajungeam pe Giulești, plecam vreo 3 km pe jos și mergeam până la capătul lui, nu mai știu ce buzerea acolo, nu știu ce buzerea, dacă aveam bani, mă suiam în el, dacă nu mergeam pe jos în continuare, ajungeam la rapid. Analiță, ce ați simțit în momentul în care ați văzut stadioanele Giulești și Ghencea că se dărâmă? Pe mine m-a dărât foarte tare. Pe stadionul ăsta, când Ghencea, domnul Coman, l-a construit, în perioada aia când a trebuit să-l inaugurăm, nu știu, am avut o perioadă... nu mă simțeam bine, eram, nu știu, cu calciu nu aveam cum trebuie. Au avut niște probleme. Așa. M-au adus de acasă. Înainte de meciului cu Sârbia am jucat. În 74, poate. Da, m-au dus de acasă și m-au băgat să joc Comar, pentru că era în ferplețea lui și a zis, domnule, nu se poate fără Liță Dumitru. Și m-am dus și am jucat o repriză și m-am mai ținut în continuare pe teren, pentru că eram cine era. Și atunci când s-a dărâmat, nu te-a căutat nimeni să spună, bă... Serios? Nu v-a sunat nimeni? Nu. Să vină, bă, uite, pe Lăcătuș l-au chemat, că în sfârșit Lăcătuș este un jucător care a fost mare fotbalist. Păi și dumneavoastră n-ați fost? Și noi am fost, dar noi și noi am fost pe lângă. No, acum... Și deci, mă dor mai multe, dar ce să te mai doar acum?